În ceea ce privește al doilea subiect, comasarea alegerilor, sondajele de opinie ne arată că românii nu doresc organizarea în același timp a mai multor tipuri de alegeri, dar pe guvernanți, după cum observăm, nu interesează. Cum de altfel nu interesează nici că viața în România s-a scumpit, că antreprenorii sunt chinuiți de birocrație, că elevii de excepție nu primesc de luni bune bursele olimpice. Respingem cu fermitate organizarea simultană a mai multor tipuri de alegeri și susținem un calendar normal de alegeri care ar trebui să fie următorul. În luna iunie, alegeri europarlamentare, în luna septembrie, alegeri locale, în lunile octombrie-noiembrie, alegeri prezidențiale și în luna decembrie, alegeri parlamentare. Organizarea alegerilor locale, odată cu alegerile europarlamentare, ar afecta cetățenii și pe ceilalți competitori politici și ar pune în dificultate autoritățile statului însărcinate cu organizarea alegerilor. Dacă în anul 2022 guvernul PSD-PNL a refuzat să organizeze alegeri locale în peste 50 de localități în care nu existau nici primari, nici consilii locale, încălcând în acest fel legislația, hotărârul judecătorești și dreptul de a alege și de a fi ales, în anul 2024, guvernul PSD-PNL continuă seria abuzurilor și forțează organizarea alegerilor locale în timpul mandatului în exercițiu al actualelor autorități locale. Guvernul invocă reducerea cheltuielilor ca unic argument pentru comasarea alegerilor. Dar nu spune cu cât se reduc aceste cheltuieli, iar dacă se fac economii, către ce vor fi îndreptați acești bani. Dacă urmărim conduita PSD și PNL de la guvernare, în mod sigur, banii economisiți se vor duce către pensii speciale și către înființarea și finanțarea unor noi posturi la stat pentru lipitorii de afișe. Doar nu credeți că se vor duce către profesori, către cercetători, către tinerii cu inițiativă, către antreprenorii din această țară. După cum am subliniat la început, tinerii excepționali ai țării noastre așteaptă de luni bune să primească bursa olimpică, în timp ce elevii cu medii sub 5 primesc liniștiți bursă de merit, pentru că deviza PSD și PNL este sancționăm performanța și încurajăm mediocritatea. După ce au alocat milioane de euro din bani publici pentru finanțarea activității partidelor politice și au menținut sistemul alegerii primarului într-un singur tur, PSD și PNL s-au gândit că în preajma zilei îndrăgostiților este indicat să-și facă un cadou. Să organizeze în același timp alegeri locale și alegeri europarlamentare. Dacă guvernul va adopta hotărârea de guvern în care stabilește ca data alegerilor locale, data de 9 iunie, Partidul România în Acțiune va ataca actul administrativ în justiție. Și cu această ocazie îi invităm și pe alți actori politici să ne urmeze exemplu, astfel încât alegerile locale să fie organizate la timpul lor, adică în luna septembrie, așa cum este normal.